Aproximativ 1200 de persoane au avut parte de un spectacol continuu de muzică și dansuri cu ocazia tradiționalului Bal al Însurațiilor. Ajuns la cea de-a șaptea ediție, evenimentul este de fiecare dată unul mult așteptat de către însurați. Totodată este un moment special în care toți își doresc să reprezinte portul popular și tradițiile specifice zonei. Unele cupluri s-au aflat la prima participare. E bine că lumea nu uită tradițiile și e bine că nu-și uită portul popular. E pentru prima dată. Sperăm să ne placă. Cu nașii, cu nașilor. Pe ansamblu e o idee frumoasă. Sunt de la Ibănești, foarte bine la domnul Gliga. Mi-a fost, mi-a plăcut. Foarte, foarte bine. Excelent. Cum mi se pare acest bal? Frumos. Multă lume, multe costume populare. Sper că să fie frumos. La primul bal am fost printre organizatori. Dacă unii dintre ei au fost pentru prima dată la Balul Însuraților, alții nu au ratat nicio ediție a evenimentului în ultimii 7 ani. Balul Însuraților înseamnă 2 zile de distracție cu muzică atent selectată și bucate tradiționale. Suntem aici pentru că ne place să ne distrăm. În primul rând ne place costumul popular, ne place distracția, ne place obiceiurile. E întotdeauna venit, de la prima dată. Atmosfera, oamenii, vedeți că toți sunt faini, îmbrăcați frumoși, în costume naționale, fiecare de zona de care aparține. Și muzica, spectacol, cântăreții care îi aduc de fiecare dată, organizatorii. Alături de Orchestra Casei de Cultură Eugenie Coară din Reghin, conduse de Ioan Conțiu, și Ansamblul Mureșul, Marius Ciprian Pop, Maria Butaciu, Benone Sinulescu și Nelu Șopterean au încântat publicul și au poftit la joc până după miezul nopții.